Bună seara, dragii mei! Mă bucur că ne reîntâlnim. Astăzi discutăm, așa cum știți, despre infecție urinară. Vreau să vă spun că femeile sunt mai predispuse la infecții urinare decât bărbații. Între 50 și 60% dintre femei se confruntă cel puțin o dată în viață cu infecție urinară. Acest tip de afecțiune se depistează la cabinetul medicului urolog, de obicei. De ce sunt întâlnite mai frecvent infecțiile urinare în cazul femeilor decât al bărbaților? Răspunsul este unul simplu. Din motive anatomice. Femeile au uretra, canalul care face legătura dintre vezica urinară și exterior, mai scurtă decât cea a bărbaților, ceea ce favorizează apariția și înmulțirea bacteriilor. Căci infecțiile urinare sunt cauzate de bacterii. În cazul bărbaților, atunci când apare o infecție urinară, ea semnalează adesea existența unei afecțiuni a prostatei. Acest lucru nu înseamnă că bărbații nu pot avea infecție urinară. Cauzele infecțiilor urinare. Bacteriile responsabile cel mai des de apariția infecțiilor urinare sunt cele din familia enterobacteriilor, bacterii de origine digestivă, cum este Escherichia coli în 90% din cazuri. Alte bacterii care determină apariția infecțiilor urinare pot fi Proteus, Staphylococcus, Klebsiella. Factorii de risc în cazul infecțiilor urinare sunt sexul. Femeile sunt mai predispuse la apariția infecțiilor urinare decât bărbații, așa cum am spus în deschiderea noastră. Viața sexuală. Femeile active sexual au mai multe episoade de infecții urinare. În cazul femeilor care au relații sexuale frecvente după o perioadă de abstinență, apare cistita lunii de miere, așa numită cistita lunii de miere. Sarcina. Femeile însărcinate prezintă un risc crescut de apariția infecțiilor urinare din cauza presiunii exercitate de copil și de volumul mare, practic, al uterului asupra aparatului urinar, dar și a modificărilor hormonale inerente sarcinii. Menopauza. Femeile sunt mai predispuse la infecții bacteriene după menopauză. Scăderea nivelului de estrogen asociat cu menopauza contribuie la apariția infecțiilor tractului urinar. Blocaje la nivelul tractului urinar. Pietrele larinichi, deci, sau prostatita, inflamația prostatei, comprimă uretra, iar astfel este încetinită evacuarea urinii și sunt facilitate infecțiile. Bolile cronice. Persoanele cu diabet zahărat, de exemplu, suferă mai des infecții urinare. Nivelul ridicat de zahăr din urină este un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor. Anomaliile structurale ale tractului urinar. Cel mai frecvent întâlnite la bebeluși, da? Malformații cu care copilul se poate naște. Persoanele în vârstă, 25 până la 50% dintre femei, și 20% dintre bărbați de peste 80 de ani sunt predispuși la infecții frecvente ale tractului urinar. Semnele și simptomatologia infecțiilor urinare. Infecțiile urinare pot afecta orice parte a sistemului urinar, de la rinichi, la uretră, la vezică și prostată. Cea mai răspândită formă de infecție urinară este infecția vezicii urinare, cistita, adică specifică femeilor. Aceasta se manifestă prin dureri sau arsuri la urinare, nevoia continuă de a urina și eliminarea unor cantități mici de urină. Urina devine închisă la culoare, poate avea miros neplăcut și urme de sânge. Senzație de greutate sau sensibilitate în abdomenul inferior. Infecția uretrei, uretrita, se manifestă precum cistita. Poate fi întâlnită și în cazul bărbaților. Germenii sunt clamidia și gonococul, care produc infecția uretrei, respectiv uretrita. Infecția prostatei, prostatita, poate fi suspectată atunci când apar arsuri la urinare, nevoia frecventă de a urina, febra ridicată, frisoane, semne gripale, dureri musculare sau articulare. Infecția rinichilor,
pielea nefrită. Are următoarele semne. Febră 39-40 de grade, frisoane, vărsături, stare generală alterată, dureri lombare bilaterale. În 60% dintre cazuri, semnele pot semăna cu cele ale cistitei. În unele cazuri, infecțiile urinare nu au niciun simptom, în special la persoanele vârstnice. Febra izolată poate fi un simptom al prezenței unei infecții urinare la această categorie, dar și în cazul copiilor. La copii, infecțiile urinare se manifestă adesea în mod atipic. Uneori cistitele dau febră fără un alt simptom. Durerea abdominală și enurezisul pot anunța apariția unei infecții urinare. La nou născut, infecțiile urinare sunt și mai greu de recunoscut. Pot fi semnalate de febră, refuz alimentar, tulburări gastrointestinale și iritabilitate marcată. Diagnosticul infecțiilor urinare se pune în următorul fel. Deși testele pentru depistarea infecțiilor urinare se pot face și acasă, putând fi cumpărate de la farmacii, diagnosticul se pune în urma consultului medicului urolog. Sunt luate în calcul simptomele specifice infecțiilor urinare sau alte patologii, așa cum vorbeam mai devreme despre diabet. Pentru a identifica germenii care au provocat infecția, sunt necesare teste de laborator, urocultură, sumar de urină și antibiogramă. În caz de infecții recurente, sunt indicate investigații amănunțite care stabilesc cauza care provoacă apariția infecției. Investigațiile includ radiografie renală, ecografie renală, urografie. Infecțiile urinare netratate duc la pielonefrită, septicemie și insuficiență renală. De aceea, este important ca fiecare episod acut al unei infecții urinare să fie bine investigat și corect tratat. Dragii mei, mă opresc aici cu partea cu informațiile teoretice și voi încerca să vă răspund întrebărilor care deja curg de la începutul întâlnirii noastre. Bună seara, Tudor! Tudor îmi spune că vrea să mă întrebe dacă pastile fervescente de vitamina C, suplimente care se găsesc la Lidl, sunt bune pentru prevenția infecției urinare. Ceea ce știu eu despre vitaminele care apar în supermarketuri, nu au cantitatea de substanță activă optimă, necesară, cum să spun eu, optimă în raport cu necesarul zilnic pe care organismul uman îl are. Da? Încercați să mergeți să căutați produse și suplimente naturale, da, sau suplimente alimentare în farmacii și în plafar. Da? Bună seara, Andra. Andra mă întreabă cu ce putem trata infecțiile urinare. Infecțiile urinare se tratează cu antibiotic, după antibiogramă. Deci nu tratăm. Există o baterie de antibiotice deja cunoscută, având în vedere germenele care a fost identificat în infecția urinară punctuală a pacientului din fața noastră. Putem să administrăm și așa tratamentul, dar este cel mai corect să avem rezultatul antibiogramei. De ce? Pentru că un pacient poate avea rezistență la unul dintre medicamente, poate avea o reacție alergică, chiar un șoc anafilactic, și atunci este bine de avut, în momentul în care stabilim tratamentul pacientului cu infecție urinară, antibiograma pe masă. Da? Bună seara, Diana! Diana mă întreabă cum putem recolta steril urina de la un copil de un an. Cred că o să-ți fie mai greu să recoltezi tu. Poți să te adresezi laboratoarelor de pe lângă clinicile, să zicem, private de pediatrie. Da? Laboratoarele acelea au personal calificat care poate recolta
cu punguță, da? De la copil de un an urină. Dar vei învăța și tu, odată cu, eu știu, prezentarea la laborator, vei învăța și tu să recoltezi. Trebuie să ai foarte multă răbdare cu un copil. Rodica, am spus mai devreme care sunt simptomele infecției urinare, da? Usturim la urinat, senzație de arsură la urinat, dureri în abdomenul sau jenă în abdomenul inferior, febră, da? În funcție de localizarea infecției urinare. Bună seara, Ramona! Ramona, tratamentul este cel indicat prin antibiogram. Trebuie să țineți cont dacă infecțiile urinare sunt la primul episod sau sunt infecții urinare recurente. Așa cum vă prezentam mai devreme, există pacienți care au câte 4-5 episoade de infecții urinare pe an sau poate și mai mult. Și atunci, ori nu s-a investigat corect cauza care produc aceste infecții urinare, ori tratamentul este unul nepotrivit ales sau pacienta a făcut rezistență, germenele pe care pacienta îl are a făcut rezistență la tratamentul cu antibiotic. Și atunci trebuie schimbat. Bună seara, Elena. Elena mă întreabă dacă infecțiile urinare pot fi provocate și din cauza unui antibiotic foarte puternic. Nu. Infecțiile urinare nu pot fi provocate datorită administrării unui antibiotic foarte puternic. Doar candidoza poate apărea în urma administrării tratamentului cu antibiotic. Da? Care este altceva. Bună seara, Elena. Elena mă întreabă pentru o infecție urinară recurentă cu E. coli, cum poate fi tratată pe lângă antibioticul conform antibiogramei. Ea mi-a menționat mai devreme că mi-a intrat deja întrebarea trecut, dacă poate folosi și suplimente. Da, pot să folosesc și acele suplimente, dar o perioadă lungă de timp, cel puțin 6 luni de zile. Dar eu recomand pacienților mei undeva la 30-40 de picături de albastru de metil pe un cup de zahăr. Albastru de metil cumpărat de la farmacie, menționând că doriți albastru de metil buvabil, da? Deci de băut, nu din acela pentru uz extern de dat pe leziuni la nivelul tegumentului, pentru că acela, dacă încercați să-l înghițiți, produce diaree, da? Deci cereți albastru de metil, iar tratamentul în continuare puteți să-l faceți până la 3-6 luni, în fiecare zi, cu 30-40 de picături de albastru de metil pe un cubuleț de zahăr, pentru că albastru de metil este un eficient dezinfectant al tractului urinar. Se recomandă și se recomanda cu mulți ani în urmă, inclusiv la pacienții care erau alergici la antibiotice, la o clasă, nu numai la un singur antibiotic, ci la mai multe antibiotice, și atunci singura soluție pentru aceștia era administrarea albastrului de metil. Da? Cristina îmi spune că de fiecare dată când a avut o infecție urinară, medicul i-a prescris antibiotice. Mai există vreo modalitate de a le trata fără antibiotic? Nu. Singura modalitate este cea cu albastru de metil. Da? Dar eu o asociez de obicei, având în vedere că la femei, cel puțin, infecțiile urinare sunt recurente. Și germenii foarte rezistenți. Bună seara, Andreea. Andreea îmi spune că a venit cu întrebarea vis-a-vis de analiza pe care a recomandat-o medicul neonatolog. Are hemoleocogramă la fetiță, la ce se referă și încă? Hemoleocograma sunt analizele de sânge care îi arată medicului componența, să spun așa, celulelor sangvine, da? Adică procentul în care aceste celule, pe care măduva spinării le produce, sunt în cantitate și în cantitate potrivită la fiecare pacient. Aceste componente
să spunem așa, ale sângelui, pot la un moment dat arăta inflamații, infecții, da? Nu pot să înțeleg. Este o analiză de bază, dar nu înțeleg care este scopul la un copil atât de mic. Trebuie să-mi dați detalii vis-a-vis de ce s-a întâmplat în maternitate. Dacă a avut vreo infecție neonatală, în timpul, deci o infecție după ce s-a născut, o infecție în timpul pe care dumneavoastră ați purtat-o în timpul sarcinii, sau alte detalii despre care nu știu mare lucru. Bună seara, Diana. Diana mă întreabă cum poate ajuta și cu alimentația un copil care are infecție urinară. În primul rând, hidratarea este foarte importantă la un copil care are infecție urinară. Pentru că trebuie să creșteți debitul urinar. Da? Deci frecvența mițiunilor și a cantității de apă, astfel încât să produceți, să spunem așa, mai popular acel fenomen de spălare, de curățare, da? Împreună cu tratamentul medicamentos. Bună seara, Mariana! Mariana îmi spune că de când s-a operat de histerectomie este foarte des predispusă la infecții urinare. Mă întreabă dacă ar fi o medicație fără antibiotice care aș putea să urmez. Cea cu albastru de metil, pe termen lung. Există și produse pe piață care conțin albastru de metil sub formă de cașete sau tablete în asociere cu alte produse naturiste, cu alte plante, dar doza de albastru de metil este prea mică în acele cașete, în așa fel încât să-și facă efectul optim. Bună seara, Mari. Mari îmi spune că cum să înțeleagă faptul că odată este infecție urinară, iar odată viitoare când fac chiar analiza nu are infecție urinară, dar nu am tratat prima oară infecția. Poate să fie un rezultat fals pozitiv. Și acest lucru poate să fie dat de o greșeală de recoltare. Adică, în momentul în care recoltați urina, să nu respectați pașii corecți de recoltare. Respectiv, toaleta să nu fie făcută corespunzător, recoltarea să nu fie făcută din jetul din mijloc. Sunt detalii pe care proba în momentul în care ați recoltat-o să nu o păstrați corespunzător și să nu o transportați corespunzător la laborator. Da? Există probe fals pozitive și din aceste motive. Bună seara, Oana. Oana mă întreabă ce aș recomanda pentru nisip la rinichi. În primul rând, o hidratare foarte bună și o alimentație specială calculilor renali și terenului predispus la calcul renal, așa cum am discutat în zilele anterioare. În acest sens, puteți să verificați și să revedeți discuția noastră despre calculii renali. Da? Bună seara, Maru. Maru îmi spune că săptămâna trecută mi-a mai scris, are dureri în stânga și în dreapta sub abdomen. A fost acum 3 luni la medic internist, i-a dat tratament ca și cum ar fi colon iritabil. După o lună s-a dus la control fără nicio ameliorare, a doua lună iar medicamente și nimic. Azi m-am dus la gastroenterolog și mi-a zis că nu prea e de competența dânsei. Mi-a dat aceleași medicamente care mi le-a dat și internistul după ce a văzut rețeta care mi-o dăduse. Nu prea mai știu unde să mă duc. Încercați un consult la ginecolog. Dacă doamna doctor gastroenterolog a spus că nu este de competența dânsei, încercați un consult la un medic ginecolog. Poate că durerile sunt de la, eu știu, o compresie uterină, de la o inflamație a unui ovar, da? Sau a ambilor ovari, ambelor ovare, da? Bună seara, Denisa! Ea mă întreabă ce trebuie să consume pentru a nu face piatră la rinichi. Denisa, am vorbit despre dieta în calculii renali. O poți revedea pe filmulețul nostru de săptămânile trecute.
Bună seara, Tudor. Tudor mă întreabă dacă o alimentație carnivoră era. Da și nu. De cele mai multe ori, însă, în timp, apar efectele secundare a unei alimentații bazate pe proteină, în exces pe proteină animală. De aceea, alimentația noastră trebuie să fie una echilibrată. Echilibrat înseamnă ca proporțiile de principii alimentare să fie cele respectate. Da? Poți înlocui proteina alimentară, eu știu, cu proteină de origine vegetală. Nu este de aceeași calitate, dar la adult lucrurile merg mult mai ușor decât la copii. Da? Nu există o consecință imediată și importantă. Pentru că la copii apare incapacitatea de a se concentra, de a lucra la școală. Bună seara, Adriana! Adriana mă întreabă ce ar putea lua în cazul litiazei renale cu calcul format din carbonat de apatit. Tipul ăsta de calcul este un calcul special. Cu siguranță, medicul urolog este cel mai potrivit în a-ți recomanda tratamentul. Trebuie să țină cont inclusiv de dimensiunile calculului pe care tu l-ai, dacă este unic sau este multiplu, unde este localizat. Dacă acest calcul are dimensiuni mari, cu siguranță, medicul ți-a propus și o terapie intervențională într-o oarecare măsură, adică de un anumit fel. Cu siguranță, medicul urolog este cel mai îndreptățit să-ți răspundă la întrebarea ta. Da? Bună seara! Maru îmi spune că este bărbat și nu poate să meargă la ginecolog. Îmi pare rău, atunci la urolog. Da? Poate să fie o hipertrofie de prostată. Am crezut că Maru vine de la un prenume, o prescurtare a unui prenume feminin. Îmi cer scuze, n-am știut. O să țin minte. Bună seara! Elena mă întreabă dacă ruptura de perineu poate fi o cauză a infecției urinare. Nu neapărat, nu poate fi neapărat o cauză a infecției urinare, dar poate fi o consecință, poate fi un factor favorizant, nu o consecință, un factor favorizant. Poate fi un factor favorizant, da? Bună seara, Cornelia! Cornelia mă întreabă dacă urinal acut este bun pentru infecție urinară. Usturim după urinare și în timpul toaletării zonei. Da, urinal acut este unul dintre produsele folosite pentru prevenția, să zicem, infecției urinare. Trebuie să țineți cont că nu întotdeauna veți obține o sterilizare a urinii folosind doar urinal acut. Da, nu uitați că tratamentul cu antibiotic este cel care va duce la sterilizarea urinii. Da? Bună seara, Veronica. Veronica îmi spune că oare poate fi adevărat că pe sistem nervos merge mai frecvent la baie? Da, se poate. Dar nu întotdeauna. Întâi trebuie exclus o cauză, o afecțiune, o boală care să producă în mod normal aceste tulburări pe care noastre le aveți. Dar da, și pe fond nervos se poate întâmpla acest lucru. Bună seara, Marian! Mă întreabă dacă poate să fie usturime la urinat și fără să există o infecție urinară sau o problemă genitală. Da, poate să există o infecție urinară în momentul în care elimini un calcul. Poate să fie o durere, o usturime la urinat, fără să există o infecție urinară, atunci când există un nisip sau când există un microcalcul, da? Microlitiază, care se elimină. Da? Deci poate să apară usturimea la urinat și în acele momente.
Bună seara, Diana. Diana mă întreabă dacă ajută cu ceva consumul crescut de ceaiuri, compoturi de fructe de pădure în infecția urinară. Mi-a fost recomandat de către o doamnă farmacistă atunci când mi-am luat tratamentul pentru infecție urinară. Există plante pe care, care și-au dovedit eficiența, așa, aș putea să spun, în timp, în infecțiile urinare, alături de tratamentul alopat. Însă trebuie ca acest consum de ceai să fie unul constant, să fie ceaiurile să fie cele indicate în infecțiile urinare, da, iar administrarea lor să se facă timp îndelungat. Bună seara, Daniela. Daniela îmi spune că merge foarte des și urinează fără să aibă alte simptome. Depinde. Dacă nu există, poți să fii însărcinată și atunci este normal să mergi foarte frecvent, pentru că uterul mărit de volum apasă pe vezică și îți dă senzația aceea imperioasă de a urina fără să ai o cantitate foarte mare de urină în vezică. Este important să mergi să faci o investigație la medicul urolog, astfel încât să vezi care este cauza acestor micțiuni frecvente. Bună seara, Aurica! Mă întreabă dacă incontinența urinară se poate trata. Da, există și tratament oral, deci tratament pe care pacientul poate să îl ia oral. Dar trebuie luat o perioadă mai lungă de timp. Trebuie ținut cont de cauzele apariției incontinenței urinare. Poate să fie incontinență urinară apărută după ruptură de peroneu, după perioada de menopauză sau premenopauză, după tulburări endocrine apărute. Da? Și atunci, în funcție de etiologia incontinenței, se aplică și tratamentul potrivit. Elena mă întreabă dacă infecția urinară se poate transmite și prin contact sexual. Nu neapărat. Foarte rar, de obicei nu. Claudia mă întreabă dacă spălăturile cu bicarbonat de sodiu pot ajuta prevenirea infecției urinare. Nu cred. Nu. Nu, pentru că ar trebui să ajungă bicarbonatul de sodiu în urină. Ceea ce ar însemna că ar trebui să faceți spălături ale vezicii urinare cu bicarbonat. Ceea ce nu cred că doriți. Bună seara, Cristina. Cristina, având în vedere că ai această usturime când urinezi, ar trebui să faci niște analize de urină, respectiv sediment urinar, urocultură, antibiogramă, da? Și să faci o secreție vaginală. Este cea mai potrivită abordare pentru a putea primi un tratament corect. Nu, consumul de sare nu are legătură cu infecția urinară, da? Deci, Rodica, consumul de sare nu are legătură cu infecția urinară. Bună seara, Paula. Paula îmi spune că în urma mai multe tratamente pentru infecție urinare, infecția nu dispare. Ce este de făcut? Există cu siguranță antibiotice care se pot administra și intravenos. Îmi cer scuze. Dacă tratamentul oral nu își face treaba, deci dacă nu este eficient, cu siguranță, medicul are la îndemână, inclusiv tratament antibiotic perfuzabil. Da? Mergeți în continuare la medic pentru a vă stabili tratamentul cel mai potrivit. Bună seara, Laur. Laur mă întreabă dacă sunt eficiente testele pentru depistarea infecției urinare care se găsesc în farmacii. Pe fiecare test, indiferent pentru ce este, aveți acolo un procent
în care vă spune că pot apărea rezultate fals pozitive sau fals negative. Ca orice test. În momentul în care aveți simptomatologie prezentă și aveți un test rapid pozitiv, cu siguranță este potrivit să mergeți la medic și să faceți sumarul de urină, urocultura și antibiogram. În cazul în care nu aveți simptomatologie și testul este fals pozitiv, deci este pozitiv, puteți să mai așteptați încă o perioadă de o săptămână în care, după care să refaceți un nou test rapid. Dacă simptomatologia există și testul este negativ, recomandarea mea este din nou să mergeți la medic, să faceți, pentru că poate fi un rezultat fals negativ, să faceți investigațiile de laborator. Sumar de urină, urocultură și antibiogram. Bună seara! Elena îmi spune că dacă are hematie în urină și urocultura e sterilă, ce poate fi? Pot fi prezenți calculi, poate fi prezent nisip și atunci rezidul respectiv prin mișcarea pereților vezicii poate produce hemoragie, da? Așa numită hematurie, care poate să fie vizibilă cu ochiul liber sau nu. Bună seara, Amalia. Amalia mă întreabă dacă urinează de 3 ori pe noapte, se spune că am incontinență urinară. Depinde și de câtă apă bei sau de câte lichide bei. Dacă tu bei 2 litri în ultimile 3 ore înainte de culcare, cu siguranță poți să te duci și de mai mult de 3 ori pe noapte. Da? Dar dacă tu bei apă undeva în jur de ora 8, da, este mult. E un număr mare. Cifra de 3 pentru a avea 3 micțiuni pe noapte, da? Elena îmi spune că după o recoltare pentru analiza Babeș Papa Nicolau a avut surpriza să aibă usturim la urinat mult timp, deci acum nu știu din ce cauză. Probabil că insistând asupra țesutului în momentul recoltării, s-au produs niște leziuni mai în profunzime. Și atunci s-ar putea ca acest lucru să vă fi creat un disconfort. Și nu neapărat la urinat. Că bănuiesc că numai la urinat ați avut disconfort. Mulțumesc frumos pentru aprecieri. Dacă sunt întrebări la care nu am reușit să răspund, înseamnă că n-am apucat să le citesc. Dacă puteți să mi le reașezați pe monitor, cu mare plăcere revin la ele. Din experiența mea, infecțiile urinare recurente merg pe anumite clase, răspund la anumite clase de antibiotice. Și nu neapărat la o singură clasă doar, ci la asociere de mai multe clase de antibiotice. De aceea, eu vă recomand antibiograma de fiecare dată. Da? Pentru a acționa în mai multe etape cu antibiotic asupra germenului, pentru că sunt antibiotice bacteriostatice care opresc bacteria din dezvoltare, pentru că sunt antibiotice bactericide care ucid bacteria în anumite stadii de dezvoltare și atunci este important ca tratamentul pe care îl faceți să fie unul complet. Bună seara, Mariana! Mariana mă întreabă dacă laringita poate provoca tuse uscată. Da, poate să produce o tuse seacă. Încercați cu Robitussin Antitussicum pentru adulți 20 ml de 3 ori pe zi.
faceți pauză vocală totală, adică nu mai vorbiți deloc, scrieți orice doriți să se știe, scrieți, nu mai folosiți vocea deloc și va trece aproape de la sine. Bună seara, Agneta, mă întreabă dacă de la paraziți intestinali, oxiuri, poți face infecție urinară la o fetiță de 10 ani. Cu siguranță da, pentru că oxiuri ajungând la nivelul tractului urinar, aduc bacterii de la nivelul tubului digestiv, da? Și va face infecție urinară cu germeni, cu logarizare specială la nivelul tubului digestiv. Bună seara, Mari mă întreabă, îmi spune că pe noapte se trezește de 4-5 ori câteodată să urinez. Poate că consumați mai multă apă, v-am spus, înainte de culcare. Poate că aveți tratament cu un antihipertensiv în care este conținut și un diuretic, poate luați... deci pot fi mai multe cauze. Gândiți-vă că dacă aveți un tratament antihipertensiv, noaptea veți și luați seara, cu siguranță până dimineață veți urina de câteva ori în cursul nopții. Eu cred că toți sau că eu sper ca mulți medici și farmaciști să vă poată ajuta în farmacie. Eu cred că sunt unii foarte pricepuți, am întâlnit personal farmaciști și medici foarte pricepuți, lucrez cu ei, mă sfătuiesc cu ei, nu sunt deținător de adevăr absolut. Să știți că citesc în fiecare zi discuțiile pe care le avem împreună, le avem în urma unui studiu de cel puțin o oră și jumătate în fiecare zi. Asta pe lângă pacienții pe care am la cabinet. Nu, antibiograma este un lucru simplu. Antibiograma se face, Elena, și în momentul în care ai o stafilococie, ai o boală, eu știu, infecție la nivelul pielii, se recoltează de pe o plagă dacă este suprainfectată ca să vadă cu ce este suprainfectată. Există în secțiile de chirurgie așa numitul germene pioceanic, pe care toți chirurgii îl știu. Plăgile au aspect special dat de suprainfecția cu anumiți germeni. Transpirația pacientului poate să miroasă într-un fel. Sunt lucruri speciale, sunt lucruri specifice pe care un medic le recunoaște. Antibiograma este o analiză de bază în zilele noastre. Nu lucrăm fără antibiograme, ca și cum am dat tratament așa, mai luați și asta, luați și asta, l-altă și o să fie bine. Nu! Lucrurile trebuiesc direcționate după un protocol. După ghiduri, nu după cum credem noi că o să meargă sau nu o să meargă pacientului. Există ghiduri, există referințe în cărți de specialitate la zi, sunt updatate de către societățile medicale ale fiecărei specialități în parte, da? Și atunci, într-un fel sau altul, ne sunt la îndemână, doar trebuie să le accesăm ca să ne updatăm. Nu putem să știm toate specialitățile, dar ne putem updata pe partea de hipertensiune în cardiologie, pe partea de dislipidemie, da? Lucruri care sunt importante. O infecție urinară putem să trecem prin ea ca și informații măcar o dată la un an de zile. Adică nu sunt lucruri care se vor schimba total, dar sunt informații pe care ni le putem updata măcar o dată la 6 luni sau o dată la un an. Bună seara, Nana, mă întreabă dacă micțiunile dese au legătură cu rinichii sau cu infecțiile urinare. Pot fi și cu una și cu alta. Depinde de simptomatologia asociată și de rezultatele investigațiilor necesare pentru a face diagnostic diferențial și a vă îndrepta către o singură afecțiune. Nu, acidul uric nu poate provoca usturime la urinare. Cristina, bună seara, îmi spune că atunci când urinează la
când urinează la timp și stau puțin mai mult și nu merg imediat la baie, după ce urinez mă balonez foarte tare și simt dureri. Nu, se întâmplă un fenomen fiziologic. Vezica are un anumit volum. Pentru că tu nu te duci să urinezi la timp, ea se destinde, acumulează mai multă urină. În momentul în care se produce micțiunea, pereții vezicii sunt dilatați la maximum și contractați. Nu, în momentul în care încerci să urinezi, jetul este redus, apar dureri la micțiune, este așa numitul glob vezical produs conștient, ca să zic așa, prin faptul că noi nu ne ducem la momentul potrivit la toaletă. Genoveva mă întreabă de câte ori pe an ar trebui făcut controlul la ginecolog după vârsta de 50 de ani. Măcar de 2 ori pe an, o dată la 6 luni. Da, și după urinare poți să simți dureri, pentru că musculatura a fost destinsă și a făcut un efort foarte mare și până își revine la forma inițială, toți stimulii nervoși, pentru că există și la nivelul organelor noastre și acestea sunt inervate, da? Deci au senzori nervoși, ca să spun așa, este normal să apară durere. Bună seara, Viorica! Viorica îmi spune că are o fată în vârstă de 20 de ani, care și-a început de curând viața sexuală și după actul sexual are niște usturimi și nu poate să mai aibă următorul act sexual decât la o diferență de vreo 5 zile. Păi, probabil că nu există o lubrifiere corespunzătoare a vaginului și usturimea este datorată de acest lucru. Apare o leziune la nivelul mucoasei peretelui vaginal și probabil necesită timp până se reface. Bună seara, Maria! Maria îmi spune că are o gastrită de un an de zile, a avut niște presiuni în ceafă și cel mai rău sunt niște tremurături care apar din senin, crește tensiunea. Da, aș încerca să vă trimit către un medic psihiatru pentru un atac de panică sau pentru tulburare de anxietate. Este o stare de stres pe care organismul dumneavoastră o resimte și reacționează la ea așa. Încercați să luați o recomandare la medicul psihiatru să vedeți și să vedeți dacă aceste simptome pe care dumneavoastră mi le descrieți nu se regăsesc în diagnosticul de tulburare de anxietate, da? Sau atac de panică. Da, urinal este bun, ELA, pentru infecții urinare, dar nu singur, da? Și în asociere cu tratamentul indicat prin antibiogram. Bună seara, Maria. Maria îmi spune că e posibil să aibă la probleme la vezică dacă urinează foarte des și foarte mult. Nu neapărat. Este bine să faci investigații amănunțite și asupra ureterelor și rinichilor. Da? Bună seara, Mariana. Mariana îmi spune că a făcut niște analize la citologie și rezultatul este o inflamație. Dacă nu este tratată urgent, poate să se ducă la cancer? Nu, dacă rezultatul este... știți cum este? Leziunile acestea sunt la graniță. Adică nimeni nu vă poate spune când o asemenea leziune inflamatorie se poate transforma într-un alt fel de leziune. De aceea, orice medic recomandă un tratament cât mai urgent instituit și urmărirea prin examinări repetate și prin analize specifice aceste leziuni.
chiar dacă avem o leziune de tip inflamator la nivelul tegumentului, să zicem la antebraț, prin agresiuni repetate a razelor ultraviolete, a noastră prin scărpinat, prin frecat în acea zonă cu marginea, manșeta de la haină, să presupunem. Leziunea respectivă poate să-și modifice structura și să se transforme într-un alt tip de leziune, inclusiv neoplazică. Bună seara, Paula! Nu neapărat, da? Deci, dacă soțul nu are simptomatologie și urina este sterilă, nu are de ce să facă tratament soțul tău. Ela mă întreabă dacă de la pietre la rinic provin infecțiile urinare. Pot fi și o consecință a litiazei renale, da? Pot fi. Dar nu obligatoriu. Sunt pacienți care au litiază renală și nu au infecții urinare și sunt pacienți care au litiază renală și au și infecții urinare. Dragii mei, să nu uităm că la sfârșitul acestei săptămâni va fi tragerea la sorți a concursului nostru săptămânal. Pentru a participa la acest concurs sunt importante de parcurs cele trei etape pe care voi le-ați identificat pe site-ul nostru pentru a avea posibilitatea câștigării marelui premiu. Vă aștept în continuare cu întrebări. Bună seara, Florentin! Îți mulțumesc frumos pentru aprecieri. Bună seara, Eugen. Eugen îmi spune că are probleme de circulație, membre inferioare reci, nu fumează și nu bea. Este frecventă afectarea periferică venoasă. Este mai des întâlnită la femei însă decât la bărbați. Este important de făcut niște investigații specifice, inclusiv ecografie de vase la membrele inferioare. Există soluții și compresive care vă pot veni în ajutor, așa numiți ciorap compresivi, pe care îi pot folosi atât femeile cât și bărbații, da? Nu uitați, când folosiți ciorapii compresivi, îi puneți înainte de a vă da jos din pat, da? Deci nu vă treziți dimineața, vă duceți, vă spălați pe față, pe dinți și după aceea, la un moment dat, ne punem și ciorapii compresivi. Nu! În momentul în care v-ați trezit, în pat mă puneți ciorapii compresivi, pentru că odată ce v-ați dat jos din pat, eficiența ciorapilor compresivi este zero. Da? Bună seara, Vera! Pune care 44 de ani, la premenopauză, că așa i s-a spus la spital. Spune-mi cu ce te pot eu ajuta. Da, sunt sistemele, sunt simptomatologia specifică premenopauzei, da, cu asociată cu balonare, să spunem. Spune-mi cu ce te pot ajuta. Da, Elena îmi spune că a avut o infecție urinară cu Proteus, a rămas cu o durere după contactul sexual. Caută și mai investigează aparatul genital, nu urinar. Vezi dacă nu cumva există vreo leziune la nivelul aparatului genital, undeva care să-ți producă acest disconfort, da? Un control ginecologic este binevenit.
Da, pot să ai o infecție urinară și de pe toaletă, dacă toaleta este mizerabilă, cu siguranță se poate lua. Da? Pentru că germenii nu o să stea nici, numai pe, nu o să poată sta doar pe toaletă dacă noi ne-am așezat pe toaletă. Sau punem mâinile murdare. Da? Bună seara la Maria. Când urinez te doare, dacă atunci când urinez te doare, este de la pietre la rinichi, nu neapărat, poate să fie și o infecție urinară. Da? Mulțumesc frumos pentru aprecieri. Încerc să mă pregătesc în fiecare zi. Nu sunt pregătită pentru toate, pentru a răspunde la toate întrebările voastre. Încerc să mă pregătesc în timp și să vă răspund cât mai potrivit și fără să-mi depășesc competențele. Bună seara, Alexiana. Alexiana îmi spune că are pH urinar 8 și densitatea 1010. Urocultura este bună? Credeți că pot avea o infecție urinară? Nu are niciun simptom. Nu neapărat. Poți să ai, eu știu, un teren favorizant pentru debutul unor calculi renali, vezicali, da? Poate fi. Trebuie tot timpul monitorizat sumarul de urină și urocultura. Cristina, simptomele unei infecții urinare, vi le-am spus la începutul emisiunii. Sunt usturime la micționat, arsură, micțiuni frecvente, dureroase, durere surdă sau acută în abdomenul inferior, durere localizată undeva suprapubian. Cistita sau infecția urinară, mă întreabă Cristina dacă este același lucru. Infecția cistita este infecția urinară a vezicii. Aparatul urinar are mai multe componente, da? Și infecția urinară poate fi la fiecare segment al acestui aparat urinar, da? Bună seara, Maria! Maria îmi spune că analizele de urină și urocultura este bună, dar urina miroase foarte urât, ce ar putea fi? O modificare de miros poate să vină inclusiv de la alimentație, poate să vină inclusiv de la tulburări hormonale. Încercați să aflați și alte afecțiuni pe care le mai aveți, da? Bună seara, Ana Maria! Ana Maria îmi spune că atunci când strănută de fiecare dată scapă urină. Nu, nu este normal, este un început de incontinență urinară. Există terapie, tratament oral care te poate ajuta în acest sens. Există gimnastică pe care o poți face pentru a întări musculatura perineului și care te poate ajuta. Daniela, mâine seară vom vorbi despre tiroidita autoimună. Daniela dorește să vorbim despre afecțiunea tiroidei, pentru că ea are hipertiroidie. Mâine seară vom vorbi despre tiroidita autoimună Hashimoto, o afecțiune din ce în ce mai frecventă în ultimul timp, atât la copii cât și la adulți. Da? O să ajungem treptat să atingem toate subiectele importante pentru voi. Deci, în momentul în care strănuți și scapi urină, este vorba despre o incontinență urinară, adică sfincterul care înainte își făcea treaba și nu lăsa ca urina să iasă din vezica urinară, acum nu mai funcționează la parametrii optimi. Și pentru asta există tratament medicamentos, oral, da? Cu administrare orală și exerciții de gimnastică. Da? Elena îmi spune că mama ei are 73 de ani și are dureri mari, usturimi în jurul buricului.
Nu știu. Este necesar un examen clinic, o palpare a zonei respective, o inspecție a zonei respective. Nu pot să-mi dau seama doar povestind noi împreună. Nu-i nimic. Și 83 de ani să fie sănătoasă este și mai bine. Nu pot să-mi dau seama fără un examen clinic al pacientei. Simona, specialitatea mea este medicină de familie. Am pacienți atât copii cât și adulți. Și fac a doua specialitate acum, diabet și bol de nutriție, pe care m-am aproape un an și jumătate și o termin. Da, ar trebui să povestiți medicului dumneavoastră absolut toate simptomele pe care le aveți. Știu că uneori este jenant, știu că uneori pacientul se ferește. Este necesar ca și medicul vostru să vă încurajeze să vorbiți deschis. Să știți că nu poate ghici, să știți că un medic nu presupune că la ceea ce dumneavoastră îi povestiți mai există și alte lucruri asociate. Deci încercați să stabiliți un dialog eficient. Spuneți tot ce vă supără. Știți că e și vorba aceea, la doctor să spui tot. Da? Ok, dragii mei, încheiem această seară aducându-vă aminte că mâine seară va fi tragerea la sorți pentru concursul nostru săptămânal. Vă mulțumesc frumos pentru interesul acordat. Ne întâlnim și mâine seară pe Portal Med la orele 20:30 pentru a vorbi despre sănătate și în mod special despre tiroidita autoimună Hashimoto. Vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Să ne revedem sănătoși!